Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la cea de-a treia ediție a concursului Miss Plaja 2013. Suntem Dea și Dinu Maxer și, ca de obicei, o să vă prezentăm frumusețile noastre, fetele noastre românce, care sunt atât de vestite în toată Europa și atunci, evident, pe litoralul românesc trebuie să le strângem pe toate ca să desemnăm Miss Plaja 2013. Doamnelor, dar mai ales domnilor, vă sfătuim să vă așezați comod în fața televizoarelor, pentru că avem 16 concurente, cele mai frumoase, să spunem așa, pe care le-am selectat de pe site-ul www.missconcurs.ro, unde și voi, fetelor, puteți să vă înscrieți și să fiți aici alături de noi în edițiile următoare. Producătorul Manuel Chermani s-a ocupat de acest casting, el se ocupă de tot ceea ce înseamnă pregătire, organizare, dar și petrecere, fiindcă fetele și petrec în acest cantonament. Petrec pe care și muncesc, de asemenea. Așa, astfel încât suntem foarte curioși să vedem pe cine a ales în ediția a treia. Nu uitați, 11 ani de Miss Plaja în România, multe vedete au trecut pe aici, așadar trebuie să vă uitați cu atenție cine va mai cuceri România de acum încolo și a fost la Miss Plaja. Vorbeai, Dinu, de întreaga echipă ce se află în spatele acestei emisiuni. Vrem să mulțumim de asemenea și Yamamai Italia, domnului Cimino din Napoli, pentru frumoasele costume de baie. Și, desigur, superbului Club Bellagio. Așadar, eu spun să începem cu prima probă din această emisiune, proba ținutelor de seară. Proba rochilor de seară este prima în concursul nostru, fiindcă, după cum v-am obișnuit, treptat, noi le rugăm pe fete să renunțe la haine și să ajungă în costumul de baie. Doamnelor și domnilor, vă prezint pe prima concurentă, ce se numește Denisa Pădurean și vine din Oradea. Are 15 ani și este zodia Capricorn și elevă la liceul Iosif Vulcan. Încrezătoare, zâmbitoare, a venit să ne cunoască. Trebuie să fie un exemplu pentru celelalte concurente de astăzi, pentru că este prima, ea dă startul acestei defilări. Denisa ne-a răspuns la întrebarea dacă ar fi pentru o zi președinte, ce ar schimba. Ne-a răspuns că ar eutanasia toți câinii vagabonzi. Acesta poate fi un plus sau chiar un minus. Concurenta cu numărul 2 este deja în scenă, Flavia Laura Lingurar. Vine din Oradea, are 17 ani, născută în zodia Pești, elevă la școala Nicolae Jiga, liceul Nicolae Jiga. Îmi place această întrebare și de aceea o spun de fiecare dată. Ce ar schimba dacă ar fi pentru o zi președinte? Evident, ar construi mai multe autostrăzi. Cu numărul 3 în concursul nostru, Andreea Marinela Buturugă vine din Fetești și are 16 ani. Este zodia Rac și elevă la grupul tehnologic numărul 8 din Fetești. Dacă ar fi pentru o zi președinte, Andreea și-ar dori ca taxele și impozitele să fie mult mai mici. Cu toții ne dorim asta, nu? Eu aș începe cu TVA-ul. Așadar. Numărul 4 în concursul nostru vine din București, are 17 ani și se numește Andreea Iordache. Este în zodia Scorpion născută, elevă la Colegiul Tehnic Media. Și evident, și ea are o problemă cu asfaltul nostru, iar schimba străzile în sensul că le-ar asfalta și dacă ar face acest lucru, cred că toată lumea ar mulțumi. Cu numărul 5 în concurs, Valentina Chirea are 15 ani și vine din Petești. Este zodia Capricorn și este elevă la liceul teoretic din Petești. Cine știe, poate mai târziu? Nu cred, își dorește să devină polițist, deci liceul teologic n-avea cum să-l facă. Iar dacă ar fi pentru o zi președinte, și-ar dori să schimbe multe din legile țării. Dacă nu mă înșel, ea a mai fost concurentă la noi la Miss Plaja, anii trecuți, așadar avem concurente fidele. Mai trecem la numărul 6 în concurs, Bodeanu Alexandra, din Fetești. Bodeanu Alexandra are 16 ani, este născută în zodia Rac, elevă la CCF Fetești. O să aflăm ce înseamnă puțin mai încolo. Ea ar construi mai multe parcuri în frumoasa noastră țară.
poartă numărul 7 pe bulină, bulina pe care o au toate fetele la mână. Se numește Lisa Iuliana Vasile, are 15 ani și vine din Ploiești. Este zodia Rac și elevă la Liceul Tehnologic din Ploiești. Dacă ar fi pentru o zi președinte, Elisa ar vrea să asfalteze străzile, să nu mai dăm atâta îngropi cu mașinile. Și de ce nu și ulițele țării, mai ales că a fost la un moment dat un program, nu știu dacă a avut și o finalitate. Cu numărul 8, concurenta noastră din București, Ana Maria Ochetan. Ana Maria de 16 ani, este elevă la Liceul Mircea Vulcănescu, născută în zodia Capricorn și ar schimba, spunea simplu, învățământul. Se chinuie foarte mulți de câțiva ani să tot schimbe legile și clasele și toate nebuniile, dar nu s-a ajuns încă la o formulă perfectă și total acceptată. Concurenta cu numărul 9, Denisa Nicoleta Saiu, nu a parcurs mult până la concursul Miss Plaja, vine din Năvodari, are 17 ani și este zodia Săgetător și elevă la Liceul Lazar Edeleanu din Năvodari. Dacă ar fi pentru o zi președinte, Nicoleta și-ar dori să existe mai multe locuri de muncă. Așadar, din punctul ei de vedere, toată lumea ar trebui să muncească. Nu știu dacă toată lumea este de acord să facă asta. Trecem la Alina Ghinfus, din Teleorman. Numărul 10 în concursul nostru, elevă la Colegiul Național, născută în zodia Vărsător și, atenție, tu la 16 ani nu șofezi și cu toate astea îți dorești să schimbi codul rutier. Probabil din punct de vedere al pietonului. Din Dorohoi vine Mădălina Popa, concurenta cu numărul 11. Are 17 ani și este elevă la Colegiul Grigore Ghica din Dorohoi. Este zodia Berbec. Este dornică, bineînțeles, să câștige titlul de Miss Plaja 2013, dar până acolo mai avem multe probe și trebuie să treacă și prin semifinală, prin finală. Cu numărul 12, concurenta noastră a venit tocmai din Suceava. Are 15 ani, se numește Mihaela Rusu. Este născută în zodia Săgetător și este elevă la Liceul Economic. Evident că ar schimba legea și probabil ar mai rări din controle. Numărul 13 în concurs, sperăm să-i poarte noroc, Mădălinei Delca din Corabia. Concurenta vârstă de 19 ani, este zodia Vărsător și studentă la Universitatea București. Dacă ar fi pentru o zi președinte și ar dori să schimbe multe din legile țării noastre, sunt curioasă cu ce ar începe ea. Cu legea gravitației. Pozează foarte frumos, are și o rochie foarte... Fetele au muncit mult, de aceea au stat în cantonament 3 zile aici în Mamaia. Așadar, cu numărul 14, urmează în concursul nostru Raluca Șerban. Ea este din Megidia. Are 17 ani, elevă la Liceul Dragomir Hurmuzescu. Este în zodia Leu. Mai nou se spune zodia Euro, că Leu mai subțire. Ar construi adăposturi pentru animale dacă ar fi pentru o zi președinte. Pentru animalele, sper că nu sălbatice. Cu numărul 15 în concurs, Ana Maria Vântu, din Tecuci. Ana Maria are 17 ani și este zodia Săgetător. Foarte multe concurente în zodia Săgetător, mă mândresc că sunt și eu. Și foarte multe arcași. Fete în zodia Vărsător. Am și întâlnit o domnișoară ce este născută cu o zi după ziua mea de naștere, adică pe 16 februarie. Să știi că le-am intervievat în spate, am stat de vorbă. Ana Maria este elevă la Colegiul Național de Agricultură și Economie, iar dacă ar fi președintele țării pentru o zi, ar vrea mai multe spații verzi. Trecem la ultima concurentă, de anul cea din urmă. O expresie care mă stresează, dar trebuie să
corectez o problemă a limbii române. Spuneam de numărul 16 în concurs, Madalina Bartolomei. Constanța este orașul ei natal, are 14 ani și cu toate astea este cea mai înaltă. Este născută în zodia Euro, spuneam Leu, așa. Dacă aștept Leu, rămâne Eu, elevă la Colegiul Național Pedagogic. Doamnelor și domnilor, proba rochilor de seară se încheie aici. Fetele noastre defilează special pentru dumneavoastră, dar și pentru juriul nostru de astăzi, ce va avea o decizie grea în a alege câștigătoarele noastre. O să avem foarte multe premii speciale, de aceea multe dintre ele vor pleca fericite. Până fetele merg să se pregătească pentru următoarea probă, pe dumneavoastră vă invităm să urmăriți un material din cantonamentul fetelor. Sunt Juliana Doroftei și ne aflăm pe plaja Palm Beach cu fetele de la Miss Plaja 2013, ediția 3. Avem și de această dată fete frumoase, interesante, deștepte, dar ca să vă convingeți, haideți mai bine să le cunoaștem. Bună, Madalina! Dacă ai putea să schimbi ceva la tine, care ar fi acel lucru și de ce? Bună, mi-a schimbat greutatea pentru că am câteva kilograme în plus. Și până acum ai încercat vreo dietă care să dea randament? Nu am încercat o dietă, dar am făcut sport și după ora 6 nu mai mănânc. Bună, Andreea! Bună! Am și o întrebare pentru tine. Dacă ai alege să fii un animal, care ar fi acela și de ce? O pisică, deoarece e blândă, șirată și zgârie rău. După cum ați văzut, în cantonament fetele s-au distrat, dar au mai făcut ceva. Au pregătit un material pentru a impresiona juriul, la proba noastră de talente. Așadar, o invităm pe concurenta cu numărul 1 alături de noi. Este vorba despre Denisa Pădurean din Oradea. Cu ce dorește ea să impresioneze juriul astăzi, vom afla chiar acum. Am ales ca să fac niște poze și vreau să impresionez juriul cu pozele mele. Flavia Laura Lingurar, numărul 2 în concursul nostru, a făcut ceva interesant pentru juriu? Da, am ales să fac poze deoarece îmi place să pozez și cred că să impresionez juriul cu pozele mele. Și Laurențiu are plăcerea să pozeze, să vă pozeze, așadar au ieșit, sper, senzaționale. Cu numărul 3 în concurs, Andreea Marinela Buturugă din Fetești. Eu am considerat că make-up-ul pe care îl fac eu va impresiona juriul și tocmai de aceea am ales să fac asta la proba de talent. Ai machiat una dintre concurente? Da. Andreea Iordache, numărul 4 în concurs,
a pregătit pentru proba de talente. Am preferat să o coafez o fată. Alături de mine se află Valentina Chirea din Feteș, concurenta cu numărul 5. Femeile sunt dependente în general de coafat și de machiaj. Știu că tu te ocupi cu așa ceva? Da, pentru proba aceasta am ales să coafez o concurentă. Numărul 6 în concurs, Alexandra Bodeanu, din Fetești. Sunt foarte curios, ce ai făcut-o la proba de talente? Îmi place foarte mult să pozez și ăsta este talentul meu. Cu numărul 7 în concursul nostru, Elisa Iuliana Vasile alături de mine. Ce o să impresionezi tu jurul azi? Ședința mea foto, cred că o să o impresioneze jurul, deoarece cred că sunt telegenică. Ana Maria Ochetan, tot bucureșteancă, sunt foarte curios și eu ce ai ales. Eu am ales tot pozele, deoarece îmi place și mă simt bine făcând poze. Să înțeleg că și Laurențiu, cel care te-a pozat, te-a făcut să... Chermani. Ah, domnul Manuel Chermani a fotografiat-o. Perfect, suntem curioși să vedem ce a ieșit. Poartă numărul 9 în concurs, Denisa Nicoleta Saio alături de mine. Cu ce o să impresioneze jurul astăzi? Am ales să fac o ședință foto și prin asta sper să impresionez juriul cu pozele pe care le-am făcut. Lasă-mă să ghicesc, o ședință foto la malul mării? Da. La proba sport, combinată cu proba de talente, Alina Ginfus a pregătit ce anume? Pentru proba de talent am ales să-i impresionez jurul cu o ședință foto. 2, 3 și... Blitz! Să vedem ce a ales la proba de talent. Combinată cu proba sport, concurenta cu numărul 11, Popa Mădălina. Pentru această probă am ales tot o ședință foto. Să înțelegem că fetelor le place să pozeze, să stea și să zâmbească în fața aparatului foto. Să le vedem! Jurul nostru la această probă probabil va decide și Miss Fotogenie. Este momentul să întrebăm și pe Mihaela Rusu, numărul 12, ce a ales să facă acum? La această probă am ales să fac un shooting foto și sper să impresionez juriul. Dar și publicul, de ce nu? Alături de mine se află o concurentă pasionată de sport, Delca Mădălina, concurenta cu numărul 13. La această probă eu am ales să joc volei, deoarece sportul este foarte important în viața fiecărui om.
O ședință la Malul Mării este visul oricărei domnișoare. Probabil și Raluca Șerban a ales acest lucru. Da, am ales să fac un pictorial. Sper să vă placă. Ia să-l vedem. Doamnelor și domnilor, dansul este normal la vârsta ei, are 17 ani și vine din Tecuci, Ana Maria Vântu. Eu pentru această probă am ales să dansez și sper să impresionez juriul cu ceea ce am ales să fac. Ce stil de dans? Reggaeton. Oho! Smooth! Just like a silk, saffron curly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Tell you captain. Madalina Bartolomei, la 14 ani, sunt foarte curios, ce hobby-uri ai? Hobby-ul meu principal este sportul, dar am ales pentru proba de talente să fac o ședință foto, considerând că suntem la un concurs de Miss, deci ar trebui să fie un lucru principal. Doamnelor și domnilor, proba sport combinată cu proba de talent se încheie aici. Sperăm că fetele noastre au fost îndeajuns de talentate încât să vă surprindă pe dumneavoastră, dar și pe juriul nostru de astăzi. De aceea vă propun în continuare să vedem câteva imagini din cantonament, să vedem ce nebunii s-au întâmplat acolo. Ce au făcut fetele la repetiții? To keep it cool, but I know it ain't gonna last. Think I see where this can lead. All the signs are there warning me. A girl like you could take me down too deep. I can tell you're into moving fast. The way you work it on the floor makes me want it even more. Something more than just a dance. The way you're tempting me, the way you're teasing me, and it's killing me. Baby, shikadum, shikadum. Oyna, shikadum, shikadum. Yeah, baby, shikadum, shikadum. Iată, ne ajungi la momentul în care vă vom prezenta juriul a celei de-a treia ediții, Miss Plaja 2013. Voi începe cu un dansator foarte talentat, Teo Burtan, aparține proiectului Egipto și este pentru prima dată în juriu. Bună seara, Teo, bine ai venit! Spune-ne, te rog, câteva păreri despre fete. Bună seara! Fetele sunt foarte frumoase, ca de obicei. Ce pot spune decât baftă și mult succes.
Salutăm prezența în juriu a hairstylistului Cristina Ababei, reprezentant Elena Nails Art, pentru a doua oară în juriul nostru. Anul trecut am mai avut plăcerea să ni se alăture, iar anul acesta din nou cu noi. Da, bună ziua în primul rând. Văd că este din ce în ce mai frumos. Ce pot să zic? Sunt încântată și sper să fie mai mulți ani de acum încolo. Văd că urcați vertiginos spre vârf. Mulțumim frumos! Este al 11-lea an Miss Plaja în România, așadar sperăm să ajungem poate 22. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe cu cel de-al doilea domn în jurul nostru de astăzi, Alex Vâlciu, impresar, pentru a... Câta oară, Alex? N-am ținut cont de câte Bună ori ai seara, venit, da, de multe ori. Nu mai știu câta oară. Într-adevăr, mă simt extraordinar aici, în gata frumusețe pe litoral. Îmi doresc din ce în ce mai mult să văd fetele cum progresează și să văd, le văd pe podium din ce în ce mai des. Mulțumim frumos, Alex. Mergem mai departe la directorul artistic al acestei emisiuni, Miss Plaja. Olga Olteanu este alături de noi, ca de fiecare dată, de 8 ani de zile la Miss Plaja. Bună, Olga! Bună, Dea! Bună, Dinu! Spune, să înțeleg că ai fost prima dată concurentă, nu? N-am fost niciodată concurentă la acest concurs. Sunt tare curioasă cum te-ai fi descurcat, pentru că ca și director de artistic faci numai lucruri bune. Da, sincer nu-mi doresc să concurez. Îmi place să fac lucrurile de aici din spate. Te felicităm, iar acum, doamnelor și domnilor, ne pregătim pentru cea mai îndrăgită probă, cea a costumelor de baie. Domnilor, vă invităm să vă așezați comod în fața televizoarelor pentru că urmează proba costumelor de baie. 16 concurente, ediția cu numărul 3, costume de baie Yamamai Italia. Vă dați seama ce înseamnă să fii sponsorizat de una dintre cele mai tari firme de costume de baie din Italia. Fetele arată superb îmbrăcate în Yamamai. Toate vor fi astăzi în roșu, așadar avem 16 Lady in Red. Și vom începe cu prima concurentă, Denisa Pădurean. Este din Oradea și are 15 ani. Având 15 ani, este elevă la liceul Iosif Vulcan și este zodia Capricorn. Vă reamintesc că acest concurs, Miss Plaja, care a ajuns la 11-lea an, se desfășoară în Mamaia, în Club Bellagio. Intră acum în scenă Flavia Laura Lingurar din Oradea, numărul 12. Fetelor, vă invităm să intrați pe www.missconcurs.ro pentru a intra într-o mică preselecție, într-o bază de date, iar domnul Manuel Chermani va face în așa fel încât voi să ajungeți aici, alături de noi. Cu numărul 3 în concurs, Andreea Marinela Buturugă din Fetești. Are 16 ani și este elevă la grupul tehnologic numărul 8, iar peste 10 ani Andreea se vede a fi o femeie de afaceri. Sunt curioasă să o întreb în ce domeniu se vede a face ea afaceri, dar probabil ne va spune... Îți spun eu, în ăla care ies bani. Iar aici pe litoral sunt multe domenii care pot fi o sursă importantă de bani. Andreea Iordache, numărul 4, este acum pe scena Clubului Bellagio la concursul Miss Plaja. Are 17 ani, vine din București și dacă tot am citit despre ele anumite lucruri, îmi place răspunsul ei, unde se vede peste 10 ani, familistă cu copii. Va trebui să, în codul muncii, să existe și locul casnicelor, nu? Plătite cu pensii. Nu știu ce să zic, dar sunt tare curioasă să o văd pe concurenta cu numărul 5, Valentina Chirea din Fetești. Valentina are 15 ani și este zodia Capricorn, iar peste 10 ani își dorește să devină polițist sau polițistă. Valentina i-a plăcut mult la Miss Plaja anul trecut, așadar a venit și anul acesta cu multă, multă încredere și speranțe.
Alexandra Bodeanu este următoarea noastră concurentă. Ea are 16 ani și vine din Fetești. Iar peste 10 ani, atenție, își dorește să devină fotograf. Laurențiu, trebuie să-ți găsești de muncă peste 10 ani. Domnul Manuel Chermani o să o angajeze pe Alexandra Bodeanu. Ca fotograf la Miss Plaja. Cu numărul 7 în concurs, Elisa Iuliana Vasile din Ploiești. Elisa are 15 ani și este zodia Rac. Își dorește să devină o actriță cunoscută. La Buftea sau la Hollywood? La Bollywood. Sau la Bollywood, da, corect. Asta dacă... Cred că e puțin mai aproape decât Hollywood. Cu numărul 8, Ana Maria Ochetan, din București, în vârstă de 16 ani. Uite, o fată sinceră. Ce pasiune are? Shopping-ul. Ce sponsorare nu scrie. Unde te vezi peste 10 ani? Stewardeză. Hai, atunci să devină propriu sponsor. Corect. La 16 ani bănuiesc că sponsorul la shopping sunt părinții. Important este că te susțin și tu ești aici astăzi alături de noi. La fel ca și concurenta cu numărul 9, Denisa Nicoleta Saiu, din Năvodari. Denisa este foarte bronzată, așadar nu concurează numai pentru titlul de Miss Plaja, ci și pentru titlul de Miss Bronzata. Fiind aici la mare, are un avantaj în fața voastră, pentru că fură soare zi de zi. Da, ea fiind de Năvodar, nu ai spus? Da. Alina Ginfus este din Teleorman, are 16 ani și este numărul 10 în concurs. După părerea mea, e normal să-ți dorești să devii Miss Bronzata, dar nu trebuie să vă bronzați la orele interzise. Mădălina Popa, concurenta cu numărul 11, vine din Dorohoi și are 17 ani. Sunt tare curioasă de ce fetele de la Miss Plaja își doresc multe dintre ele să devină polițiste. Probabil pentru a lua carnetul băieților ce depășesc limita legală. Ia să vedem, Mihaela Rusu din Suceava, iată-o, îi place să fie fotografiată și, de asemenea, notul și baletul, frumos. Peste 10 ani își dorește să devină un hairstylist cunoscut. Era mult succes, dar până atunci sfatul nostru este să mai rămână pe scenă, că are viitor în față ca model. Concurenta cu numărul 13, sperăm că acest număr să-i poarte noroc astăzi și nu ghinion, Mădălina Delca din Corabia. Mădălina are 19 ani, este zodia Vărsător și își dorește ca peste 10 ani să aibă o meserie puțin ciudată, meteorolog. Ciudată de ce? Pentru că n-am mai întâlnit o domnișoară frumoasă, concurentă la un concurs de Miss, să-și dorească să devină meteorolog, dar noi îți urăm succes! Raluca Șerban, numărul 14, este o patriotă, în ghilimele, fiindcă peste 10 ani se vede în America. Dar, atenție, legat de prezența ei la concursul Miss Plaja, își dorește să lucreze în America ca fotomodel. Are 17 ani, vine din Megidia și Miss Plaja este o rampă de lansare, așa cum a fost și pentru Alexandra Stan, care în 2004 a fost concurentă aici la Miss Plaja, așadar, fetelor, de ce nu, puteți ajunge chiar și în America. Cu numărul 15 în concurs, Ana Maria Vântu din Tecuci. În vârstă de 17 ani, Ana Maria este zodia Săgetător și își dorește ca acest concurs să fie o rampă de lansare pentru ea, pentru că peste 10 ani de zile se vede a fi tot model. Sau top model. Mult succes! Costume foarte frumoase de la Emma Mai, Italia. Mulțumim domnului Cimino din Napoli. Mădălina Bartolomei încheie prezentarea. Ea are 14 ani, o spun asta cu mândrie, fiindcă e cea mai înaltă, și este din Constanța. Își dorește să ajungă medic cardiolog. Interesant. Și ca pasiune are sportul.
Probabil acesta este și secretul înălțimii ei. Le mulțumim, fetelor. Iată, într-adevăr, că domnii au văzut roșu în față. Nu vă speriați, e de la costume. Doamnelor și domnilor, prezența în juriu a fratelui Dei, vi l-am prezentat ca dansator pe Teo, nu este una întâmplătoare. Astăzi el împlinește o frumoasă vârstă și de aceea îl și invităm alături de noi. Pentru că domnul Manuel Chermani și noi avem o surpriză pentru tine, un tort din partea emisiunii Miss Plaja și emisiunea... La mulți ani, la mulți bani, să fii fericit, să trăiești suta de ani și să fii iubit. La mulți ani, la mulți bani, să fii fericit, să trăiești suta de ani și să fii iubit. Ea este Miss Plaja 2012, Iulia Dorefei. Astăzi este ziua ta, îți urez așa, să te îmbete dragostea toată viața ta. Să petreci până în zori, oricât ai costa, că odată este ziua ta. La mulți ani, la mulți bani, să fii fericit, să trăiești suta de ani și să fii iubit. La mulți ani, la mulți bani, să fii fericit, să trăiești suta de ani și să fii iubit. Atâtea fete frumoase. Cine nu știa juca, hei, ha, ia ca așa, să se prindă în hora mea. Of, oh, șa, 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 șa. Să ai parte de ce ai și îți mai dorești, iar de-ți lipsește ceva, gratis să primești. Vorba bună celor dragi și gândul curat, să te însoțească când ești supărat. La mulți ani, la mulți bani, să fii fericit, să trăiești suta de ani și să fii iubit. La mulți ani, la mulți bani, să fii fericit, să trăiești suta de ani și să fii iubit. Să fii iubit. La mulți ani, la mulți bani, să fii fericit, să trăiești suta de ani și să fii iubit. La mulți ani, la mulți bani, să fii fericit, să trăiești suta de ani și să fii iubit. La mulți ani, la mulți bani, să fii fericit, să trăiești suta de ani și să fii iubit. Și să fii iubit. Și să fii iubit, măi. Să merg așa frumos îmbrăcat în seara asta. Bună, am venit la TVR 2 la emisiunea Vara pe Val. Și după ce faci? Mergem la club să ne distrăm. Cum s-a părut aceste 3 zile de cantonament la Miss Plaja 2013, ediția 3? Bună, mi s-au părut foarte relaxante. Am fost în fiecare zi la plajă, ne-am stat să ne bronzăm. Seara am avut diverse emisiuni, apoi cluburile în care ne-am plimbat. Ne-a plăcut, ne-am distrat. Yellow bottle sippin', yellow Lamborghini,
yellow top missing. Bună, Luca, ce faci? Bună, bine, pe aici cu fetele, în club, ne distrăm, dansăm, totul e ok. Sunt obosite? Nu, mă simteam înainte să vin în club, da, mă simteam, dar odată ce am simțit muzica, nu, încă nu mă simt obosită. Ia zi, Madalina, așa în club, de ce consider că ar trebui tu să iei locul 1? În primul rând pentru că am calitățile necesare, sunt încrezătoare și optimistă. Oh, look at me now. Yeah. I'm fresh than motherfucker. Okay. Okay. Is that right? I'm fresh than motherfucker. Doamnelor și domnilor, juriul nostru s-a hotărât, iar eu spun să facem așa o recapitulare. 11 ani de Miss Plaja, suntem la Miss Plaja 2013, ediția cu numărul 3. Dinu, ia spune, ești curios să afli cine a câștigat? Sunt curios, mai degrabă să aflu ce surpriză are Manuel Chermani pentru tine. Pentru mine? Da, iată. Hai că asta-i... Oh, mulțumesc frumos! Astăzi... Mulțumesc poate frumos! Poate să vă dau un mic cadou. Mulțumesc frumos! În sfârșit mă simt și eu premiată. Mulțumesc frumos, domnule Manuel. Iar dacă tu te simți premiată, lasă-mă să încep lista de premii speciale, doamnelor și domnilor. Miss Bronzata, ediția 3, este numărul 10, Alina Ghinfus, din Teleorman. Astăzi avem 16 concurente, în schimb doar câteva din ele au fost foarte simpatice, așadar concurenta cu numărul 6 a luat titlul de Miss Simpatica. Doamnelor și domnilor, la fel de simpatică a fost și Andreea Marinela Buturugă din Fetești, numărul 3 în concursul nostru și a gratulată de Manuel Chermani cu un premiu special, Miss Simpatica. Mergem mai departe cu un alt premiu special, de data aceasta Miss Showbiz. Miss Showbiz se acordă concurentei cu numărul 8, Ana Maria Ochețan. Ana Maria este bucureșteancă în vârstă de 16 ani și premiată astăzi la ediția cu numărul 3 Miss Plaja 2013. În accepțiunea bărbaților, o femeie frumoasă, dacă nu este și senzuală, nu este suficient de frumoasă. Miss Senzuala, ediția 3, se acordă Mădălinei Popa, numărul 11 în concursul nostru. Felicitări! Ea este din Dorohoi și are 17 ani. Dinu, dacă tot vorbeai de senzualitatea concurentelor noastre, trebuie să-ți spun că avem astăzi și un titlu ce se numește Miss Sexy. Așadar, Miss Sexy merge la concurenta cu numărul 7, Elisa Iuliana Vasile, din Ploiești. Continuăm seria lungă a titulatorilor din această seară cu Miss Fițe. A fi fițoasă poate deveni câteodată interesant. Este vorba despre concurenta cu numărul 9, Nicoleta Denisa Saiu, din Năvodari, în vârstă de 17 ani. Următorul premiu special din această seară poartă titlul de Miss Telegenica. Miss Telegenica astăzi, acest titlu merge la Ana Maria Vântu, concurenta cu numărul 15 din Tecuci.
Ana Maria are 17 ani și o felicităm pentru premiul câștigat astăzi. Fetelor, vă amintesc că vă invităm să intrați pe www.missconcurs.ro și puteți ajunge aici alături de noi la următoarele ediții și să fiți și voi premiate, la fel ca și fetele din spatele nostru. Ultimul premiu special, Miss Eleganța, se acordă de Maxer. Mulțumesc frumos, dar nu cred că sunt eu câștigătoarea, așadar spune-ne despre cine nu este vorba. Nu, în ediția asta, Miss Eleganța, tu pentru mine ești Miss Eleganța. Doamnelor și domnilor, Miss Eleganța, ediția 3, Miss Plaja, se acordă Mădălinei Bartolomei, numărul 16. Doamnelor și domnilor, sunt sigură că sunteți curioși cine se află astăzi pe podiumul nostru. Așadar, câștigătoarea locului 3 este concurenta cu numărul 13, Mădălina Delca din Corabia. După cum am spus și în timpul emisiunii, numărul 13, noi speram să nu-i poarte ghinion și uite că, din contră, i-a purtat noroc. Ea are 19 ani și îi era mult succes în modeling, fiindcă are cu ce. Locul 2, Raluca Șerban, numărul 14. Felicită, Raluca. Raluca este din Megidia și are 17 ani. Desigur, toată lumea este curioasă cine este pe locul întâi în această ediție. Eu am hotărât să vă mai țin puțin în suspans. Da, așa că o să vă rugăm acum să urmăriți un moment publicitar. Și nu este o glumă, fiindcă trebuie să mulțumim firmei din Italia, Yamamai, care le-a costumat atât de sexy pe fete, costumele de baie. Iar eu vreau să mulțumesc frumos Soniei Trifan pentru frumoasa rochiță de astăzi. Iar acum, doamnelor, domnilor, ediția 3 se încheie atunci când Dea va rosti numele câștigătoarei. În aplauzele dumneavoastră, locul întâi de astăzi merge la concurenta cu numărul 12, Rusu Mihaela din Suceava. Felicitări! Iată, premiul nostru se duce tocmai în nordul țării. Mihaela are 15 ani, este elevă în la liceul economic și este născută în zodia Săgetător. O zodie care poartă noroc, iată. Vreau să transmit din nou domnișoarelor ce se află în fața televizoarelor să se înscrie pe www.missconcurs.ro, iar noi le vom selecta, nu noi, ci echipa ce se ocupă de acest lucru, și vor fi aici în platou alături de noi în Bellagio, în Mamaia, după un cantonament de 3 zile. Da, asta se va întâmpla săptămâna viitoare, alături tot de mine, adică de Dino și de Dea Maxer. Noi, cei care vă vom arăta alte 16, 18, poate chiar 20 de fete frumoase din România. Până atunci, vă urăm vacanță frumoasă și mult soare, un bronz plăcut!